Dragă Miruna, îți spun printre șoapte, ne place materialul tău de nu se mai poate. Miruna a fost la o prezentare de modă Cosmina Englezian. Colecția ce s-a prezentat se poate vedea în premieră acum la Nața. Neața tuturor, astă seară sunt sus pe top. De ce? Pentru că mergem la lansarea colecției Stardust a Cosmina Englezian. Haideți să vedem ce e înăuntru. Lumea deja începe să vină. Cred că va fi o petrecere pe cinci. Ce te aștept să vezi astă seară? În primul rând, materiale foarte frumoase și fine. Eu mi-am făcut la ea foarte multe chestii. O consider o bună prietenă de-a mea și un om cu multe calități, în primul rând. La ea, de seama, o să vezi feminitate foarte multă, eleganță, rafinament și mie întotdeauna mi-a plăcut la ea că nu încarcă rochițele, le face cât mai simple, cât mai așa de copilițe, de chiar asta vara a avut o prezentare foarte frumoasă cu rochițe de, parcă mă vedeam într-un lan de maci sau de, nu știu, de floricele pe câmp, așa superbe, deci o prezentare de nota 20, am plecat de acolo, a fost un vis pentru mine. Bună seara, bună seara! Seara! Ce faceți? Bine, eu rău nu pot face. Niciodată? Nu, odată am încercat să fac rău și mi-a reușit bine și de atunci ce n-aș face, numai bine îmi reușește. Ce vă aștepta să vedeți astă seară în creațiile Cosminei? Nu mă aștept la nimic, vreau să văd ce propune. Știi ce se întâmplă? În momentul în care tu te duci la un creator, indiferent de ce creator vorbim, este de modă, că e sculptor, pictor, fotograf, artist, cântăreț, în momentul în care te aștepți, înseamnă că devine previzibil. Nu, aștept să fiu surprins. Și cred că este una din creatoarele de modă care este capabilă să facă acest lucru. Ce părere aveți despre Cosmina ca și designer? Îmi place foarte mult ceea ce face, o admir, e foarte talentată și chiar mă bucur că susținem designeri români. Cum vi s-a părut colecția? Foarte interesantă. Mi-a plăcut foarte mult liniile, materialele, culorile, ca de toamnă, foarte frumos combinate culorile. Aveți de gând să, nu știu, să achiziționați vreuna din rochițe sau v-a inspirat vreuna? Păi deja port una. Este chiar, da, este creația Cosminei Englezian și o port cu mare drag pentru că este frumoasă, este elegantă. În primul rând, felicitări pentru colecție și pentru prezentare. A fost minunat totul. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit să ne vedeți și să-mi vedeți colecția. Ce v-a inspirat? Pă, cum s-a văzut, universul. A fost o mică, am arătat prin rochile mele o mică parte a frumuseții universului. Printurile sunt niște printuri speciale, captate de către sateliții de la NASA. De acolo și numele. Da, praf de stele. După cum ați văzut, materialele au fost mătase, printuri pe mătase, pe satin de mătase și cristalele Swarovski. Cât ați lucrat la această colecție? Cât ați muncit la ea? Este o idee pe care, cu care cochetam de 2 ani de zile.